Bestie, iar mi-a alungat somnul. O să spun botniță, bă. Hai să vezi tu. Muzica și sportul. Aoleu. Aoleu, iar întârzi. Pârtie, mă mare! Stai, dragă, la un loc, că mă dărâm. Ia uite-te. A catadixit dumnealui să se scoale. Ce faci, dragă? Pune-o la loc. Te-ai spălat? Hai, du-te și te spală. Numai decât. Hai, hai. Mama și tata au plecat? Sigur că da, de azi dimineața au avut tren la 5. Și pe mine de ce nu m-au sculat? Stai bună, tu nu te scoli nici când sună ceasul. Pune-o la loc, pune-o la loc că te trag de urechi. Hai, du-te și te spală. Ne ascultă tot. Mâncarul mai cam mare de voia frumos. Hârtie! Stai, furtună! Mamare, întârzi și trebuie să mă duc la școală. Mâncarea? Mâncare. Am muzică, am gimnastica. E ultima zi de școală. Ia cu maica mare. Așa. Mamare, mi-e frig. Ei, pune asta pe tine. Hai, ia și bea și laptele. Așa. Mi-ai pus cureaua? Ți-am pus-o? Nu mi-ai pus cureaua. Uite, frate. Nu te spune cureaua, te rog. Cam uitat. Lasă, dragă, că ți-o pun numai decât. Mamare, ți-am spus eu. De atâtea ori, de câte ori îți spun, de atâtea ori nu faci nimic din ce spun. Hai, pune cureaua când târzi. Vezi că am cureaua în mână. Gata, mamare, gata. Ajunge, mamare. Și vezi cum treci strada. Ehe, pe câte străzi n-am trecut eu, mamare. Să alergi. Pasă, rămâna. Scormon.
puțin, vreau să te întreb ceva. Maria, Maria, mă grăbesc, am întârziat. N-am timp să stau, serios, mă grăbesc. Auzi, tu nu te duci la școală azi? Nu mă duc prima oră, avem liber, așa că o mai ajut pe mama la treabă. Tu însă o să întârzi, hai, grăbește-te. Hai, fugi. Stai, 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 mi-a zis Bogdan că-i probleme, e adevărat? N-am nicio problemă. Și-ar fi trebuit să-i spui lui fratitu să-și mai țină gura, altfel o să aibă el probleme. Cu mine. Pa, pa. Pa. Bună ziua! Bună ziua, cam târziu, poftim. Chibiruță, mi-ar face plăcere să te ascult lecția de azi. Ce să spun? Vorbește despre George Enescu. George Enescu a fost cel mai mare compozitor român. S-a născut în anul 1881 și a murit în anul 1955. A avut lucrări de o mare varietate. Creația sa componistică abordează aproape toate formele și genurile muzicale. Enescu a creat o muzică cu un vădit caracter popular, național și realist. A fost violonist, pianist, dirijor, compozitor și pedagog. A compus nenumărate simfonii, quartete și liduri. A fost un îndrăgostit al instrumentelor ca în Simfonia a treia, care are 6 corni, 6 tromboni, 5 trompete, 2 harfe, pian, celestă, orgă, ansamblu vocal și xilofon. Iar ai întârziat! Opera lui Enescu reprezintă o pildă de însușire și dezvoltare creatoare a cuceririlor artei muzicale europene, în ultima zi, de îmbinarea acestora cu tradițiile muzicii folclorice și profesionale românești. Printre lucrările lui mai de seamă, se numără Poema română, 2 rapsodii, 3 suite pentru orchestră, 3 simfonii, o simfonie de cameră, o simfonie concertantă pentru violoncel și orchestră și opera Oedip. E foarte bine, Chibiruță, dar eu nu ți-am cerut materia din clasa 12-a. Eu te-am rugat să solfegiezi. Într-adevăr, dar am vrut să vă demonstrez cât de mult îmi place mie muzica. Învăț lecțiile înainte. Da, data ca să-mi vorbește de căderea Romei, începe întâi cu întemeirea ei, nu? Uite! Apropo, nu te-am prea văzut pe la cor. Am vocea în schimbare. Da. Da, așa, cu vocea asta în schimbare, nu știi să ne cânti nouă un cântec? Ba da, hai! Hai să ne întâlnim toți în mileniu 3. Hai să mai trăim un pic. Hai să trăim toți viața pe pământ. Și în mileniu 3, la la. Foarte bine, dar sper că nu tot în clasa asta. Așa. Dinulescu. Ce fac? Succes! Succes! Suflă. S-auzim. Păi nu m-am pregătit. Dacă nu știi solfegiul ăsta, poate știi altul. Da. Da. Care? Păi nu. Păi da sau nu? Nu. Mă rog. Dar pentru cultura generală așa, știi să-mi spui vreun reprezentant al școlilor naționale de muzică? Spune-i tu. Chopin? Si. Chopin? Da. Da. Chopin? Chopin. Bun. Și altul? Altul este... Pergint. Uita, mă, frate. Adică Grieg care a scris muzica la Pergint. Da, adică Grieg a scris Pergint. Muzica, vreau să zic că Pergint e scrisă de Ibsen.
Dar știți, eu știu muzică, adică știu notele, dar nu m-am pregătit azi. Da, bine, a avut o zi grea, dar Grigă ăsta mai și compune, nu? Da. Știți, ce compune? Compune muzică. E un compozitor, un compozitor foarte mare. E un compozitor mare. Și ce a scris? Păi a scris de toate. Adică de toate pentru toți. Da. Îmi pare foarte rău, dar nu pot să-ți dau mai mult decât... 5. Vacanță plăcută. Madalina, fii amabilă. Ajută-mă să duc metronomul la cancelarie. Vă doresc vacanță plăcută. Da. Bună ziua! Vacanță plăcută! Cel mai greu lucru la basket este cum arunci mingea la copii. Hai băieți, ușor, ușor, vedeți unde puneți acolo în spate. Ioane! Hai! Ionulescule! Știi că nu ți-ai dat norma la gimnastică? Știi sau nu știi, da? Poftim în sala de sport, poftim în sala de sport! Putem intra și noi? Bună băieți, ce rămâne și noi? Poftiți să-l vedeți pe Dinulescu. Hai. Și mai vorbim noi și despre excursie. Hai, poftiți! Bună idee! Hai să vedem cum se descurcă Ion. Haide, Ioane! Nu. Mai încerc o dată. Hai. Hai, concentrează. Și? Hai, mă! Hai! Oh! Nu. Încă o dată. Ce faci asta? Hai, Ion! Hai, concentrează-te, da? Hai! Haide, băiete, haide! Ce râzi? Ce-ai găsit de râs? Nu te poți abține? Nu? Nu mă abține. Afară este o groapă cu nisip. Mai bine ți-ai băgat capul în ea, castruțul. Castruțule! Nu știu ce să faci dumneata în viitor, să știi că ești liber să alegi ceea ce vrei. Dar trebuie să te supui programului acestui liceu. Tot trimestrul n-ai lucrat și acum, uite, vii să te faci de râs. Să știi că planurile dumitale mărețe trebuie susținute de... disciplină și conștiinciozitate. Nota la limită, Dinulescule. Bun, ai făcut-o. Vacanță plăcută, băieți! Sigur se pleacă luni? Sigur! La ce dimineață, e cam de vreme! Ei, acum că am terminat școala și suntem în vacanță, că vorba aceea, cine? Dimineață, întâi se spală pe față, după aia pe dinți și după aia pupă mâna la părinți. Bravo, Janica, tu așa fac. Eu așa fac. Mă gândesc totuși câte o să vedem. Tu n-ai să vezi nimic, că n-o să mergi. Bogdan, ne lasă fata. O să vedem multe. Nu despre excursie vorbiți? Janica mi-a împuiat capul. Nu, adus-o. Liceul vostru, ia, Silvia. A avut o idee excelentă cu excursia. Vă pregătește pentru profesia viitoare. E bine. E bine să vedeți locurile pe unde părinții voștri au lucrat. A, ia așa. Ia și tu. A. Pune și mie niște cicol, te rog. Păi... Servește. Hai, mulțumesc. Dați-i bătaie. Dar prietenul vostru, Ion, unde e? Vreau și un sandwich. Ion? Păi... Ion, da. S-o fi trezit? Ioane! Ce Ioane! Ioane! Scoală, tomorosul! Sărut mâna! Bună dimineața! Hai, intrați că e deschisă poarta! Hai, lasă! Hai, bună dimineața, copii! Bună dimineața, dragă! Dar unde e Ion? Nu e acasă, mama, a plecat! Unde a plecat? Păi, la Hunedoara, dragă, a plecat! I-a dat taică-su un telefon aseară și a vorbit și cu mine. Și mi-a zis să-i dau bani, să-i dau alimente. Și a vorbit și bine rucsacul
Și a plecat, dar spunea că merge cu voi în turul României. Nu plecați cu școala în excursie, trebuia să întâlnească cu voi. Cu autocarul, nu era? Nu, azi era plecarea. Telefonul. Asta e telefonul, da. Na, dar numai în dreapta. În dreapta, da? Ca să nu se taie maioneza. Ăștia sunt copiii de la Hunedoara. Stați că viu acum! Viu acum! Hai, fuga! Stați! Alo? Stați! Hai, Maria! Hai, lasă maioneza aia! Hai, tată! Maria, nu vii la masă! Când mă întorc mănânc, da? Așteaptă-mă! Bine. Hei, unde sunteți? Unde sunteți copii? Mamă dragă! Ia uite unde mi-au pus maioneza! Unde sunteți, dragă? Hei, a apărut? Fii pe fază! Atenție, se închidă și la aia. Să lași tu bunătate de maioneză, s-o pus de singură mama. Hai, acum, vino încoace. Nu se face. Hai, treci. Ioane, ce-i cu tine? Răspunde! Ce-i cu tine? Spuneați că sunt un papă lapte, că nu sunt onorabil, nu? Stai, că n-am voință, da? N-am vrut să spun asta, am vrut să spun asta. Că n-am ce căuta în excursia clasei. E așa spuneți. E bine, dragii mei copii, aflați că în clipa de față sunt plecat într-o excursie personală și tot răbdare, în turul României. Ai răbdare! Și nu pe patru roți, ci pe două picioare, per pedes. Așa că, adio și să înscrieți în Valea Prahovei. Silvia, par avion. Ioane, cred că cum vine cum am stabilit sau poate vrea să da, în cartea recordurilor. Nu! Hai mă, tatule! Tu chiar ții cu tot din adinsul să te duci? Păi țin mă, tatule, nu pot să-mi calc cuvântul față de prietenii mei și pe urmă știi că mă descurc în orice fel de situație, oricât ar fi ea de grea. Să mă gândesc. Ce să te mai gândești, mă, tatule? Te rog, nu te mai gândi. Sunteți nebuni. E adevărat că fără un grăunte de nebunie, în sensul bun al cuvântului, viața... Știu, a spus-o Socrate pe asta. Aristotel. Corect, dar tot un grec. No, ce-i spun eu, maică-ti, când a venit de la Herculane? Las că știi tu ce să-i spui lui mama, că de-aia e soț pe cinste și tată bun. Să vedem. Hai, du-te tu la școală și vorbește despre povestea noastră. Hai, du-te. Te rog. Ai platus, calcă elastic. Hai! Nu puteam să te las. Singur ai fi fost pierdut prin hățișurile vieții. Hai, Ioan, hai! Hei! Cruțul e pe urmele voastre! Salutare, umblăreților! Salut! Ai pierdut sau cauți ceva? Bine ai venit, Bogdăreli! Noroc! Ai cam întârziat? Auzi ce am pățit. Ce? Maria ține amorțit să meargă cu noi. Zău? Da. A convins-o până și pe mama. Și cum te-ai descurcat? Am avut noroc. Vezi să nu te bată soarele în cap. Când a plecat mama la întreprindere, am închis-o pe sormea în baie. S-o fi auzit ce mai țipa, bătea cu pumnii în ușe. Ce era acolo, săraca? Păi n-am procedat corect. Spune și tu, ce era să facem cu o puștoaică după noi? Păzea, Ioane! Fraților, au început să fie remarcați, au mânuțe de sex opus! Să-l ajunge! Thank you.
Un rechin! Ia să vedem cum arată un rechinaș! Mușca! Unde e Ion? Vine și el! Ioane! Aici! Ia uite, parcă merge pe nuci. Nuci, dacă nu-l încurajam eu pe drum, o încurca. Ia, hai, lăsați-mă, face că am treabă. Are treabă. Bogdane, dă mai tare, că peștii trag la muzică. Nu, trag la strâțică. Băi, n-aveți ceva de băut, că mi-e sete de nu mai pot. Bine, băiatul. Așa, așa. Uite-l că a venit. Dă să te ajut. Cum de reziști tu pe jos, că noi obosim și pe biciclete? Ha? E bun la gimnastică, nu ca noi. Pepsi? Pepsi. Apa. Băiatul nu bea decât Pepsi. Forță, șvung și sănătate, bând Pepsi pe săturate. Dă și mie să beau puțin. Ai zis că numai Pepsi bei pe saturate. În lipsă de Pepsi, te saturi și cu apă. Asta e filozofia. Apă de izvor? Nu e așa, struțule? Da, da, și șmecheria. Și acum vom dezvolta mușchi gâturi. Liniște, speriați peștele. Hai, gata, echiparea, plecăm! Pentru masa de seară suntem asigurați. Nici o masă fără pește. Ce cuc prost! Nu știe că i-a trecut timpul de cântat. E în întrecere cu ceilalți cuci. O fi un cuc individualist. A cântat în lan. Ce caută cuc în lan? Făcea provizii. Zău? Știți voi ce e ornitologie? De nu mai puteți. Hova! Hai, hai! Mă pot termina înainte! Hai, haide, dar nu pot! La traversare, ca tu nu ne calci pe mașină, tu te uiți în stânga, e un dreapă, da? Dar cum îi prindem? O luăm pe drumeagul lateral și le ieșim înainte. Bine. Trage tare, mai repede. Ai grijă. Nicio problemă. Bogdane, tu vezi ce văd eu? Bă, dar nu cred! Hei! Cum ai ieșit din baie? Mi-a dat drumul mama! Și tot chiar mi-a dat voie să merg cu Silvia. Și atunci cum veniți dinspre Ploiești? Trage pe dreapta. Păi, am scurtat drumul până acolo și ne dând de voi, ne-am întors să vă căutăm. Și uite ce o barbă avea! Ce una! Și mai află, măi, că individualist ești tu! Tu, nu Silvia! Că ați plecat fără noi, în excursie. Dar unde e Ion? Nu-i duce tu grija lui Ion. Erați în lan? Nu, eram în stuf. Cucu! V-am fluturat din mâini când am trecut pe lângă voi în autobuzul de Ploiești. Ne-am dat jos la facultativă la Săftica. Ajută-mă, Maria, unde v-ați oprit și voi și ne-am ascuns. V-am luat înainte pe un drumeag lateral. Da? Da! Și tandemul? La bagaj, în portbagajul autobuzului. V-am spus eu că erau mânuțe de sex opus. Și apoi, nu mânuțele astea așa ale Mariei, ori să vă gătească și ori să vă înfrumusețeze viața? Păi altfel, cum? Ce spui? Da? Da. Auzi, Bogdane, las-o. Thank you.
Mai cu nervi, că altfel n-ajungi departe. Hai, hai! Haideți, fetelor, mai repede! Ioane, fai și tu, mă, băiete! Atenție mărită! Drumul nostru tinde să devină, ca să mă exprim așa, o adevărată expediție. Împărțirea sarcinilor. Ion să fie șeful și deschizătorul drumului nostru. Băiat bun, cu lipsuri, dar... El e șeful, că cel ne-a dat indirect ideea. Așa, așa. Bogdan, responsabil cu problemele cultural-științifice, trasee, farfurii zburătoare, dacă e cazul, jurnalul de zi, corespondența, într-un cuvânt cu... Nu ți se pare că ți-ai prea multe pe cap? Așa, bun. Silvia. Silvia este responsabilă cu estetica, cu înfrumusețarea mediului, cu lirica și cu... Și cu cratița! Liniște, vă rog! Cristian, un alt coleg de-al nostru, valoros, zis Struțul. El este un băiat mai tăcut, așa că îl facem responsabil cu ajutorarea fetelor. Făcut focul, adunat lemne, în fine, văzând și făcând. Cum adică văzând și făcând? Uite, întrebările la diverse. A, bineînțeles, trebuie să imortalizez foto tot ceea ce este demn de a fi imortalizat, da? Eu. Da. Și eu? Tu? Tandem cu Silvia. Ha, ha. Bineînțeles. Noi și două. Să faci ce colecție vrei, da? Înțeles. În limita programului. Înțeles. În sfârșit, genică, în afara programului sportiv și de turism, ai datoria să ne faci să râdem în hohote. Ce ziceai că vrei să fac? Să ne faci să râdem în hohote. Ce spui? Enciclopedia ambulantă. Băi, uitați-vă ce-a prins, bă! Pește că ăsta mai rar! Hai, portosule! Peștelor, puneți-l la uscat! Bătrânul și mare! Noi o luăm înainte. Vă așteptăm la poiană, da? Te-ai făcut master, colega? Te pricep, te pricep. Hai, vedeți-vă, plecați deci. Hai, 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 Bogdan. Haide! Băi, mai e mult, mă, că-mi pierd creierii, băi, nu mai pot! Liniștită, că până dimineață ne ajunge el. Maria, nu vii? Stai că poate vine Ion. O să le zicem că a fost o glumă. Dacă tot n-a aflat lumea. Hai, lasă. Auzi, dacă plecăm mâine dis de dimineață la București, n-o să afle nimeni. De ce să plecăm înapoi? Vrei să râdă Ion? Uite-l că vine. Mai bine, hai să-l ajutăm. Hai, pune mâna. Ioane, Ioane, vai de picioare tale. Hai, 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 hai. Mă lași, mă lași. Cum e? Cristian?
Tatiane, vino puțin. Parcă am plumb în cap, am și temperatură. Nu mai pot, tu chiar vrei să umblăm așa toată țara? 2000 de kilometri? N-ai decât să te întorci. N-aveți decât să vă întoarceți cu toți. Nu v-am chemat eu. Dar noi am vrut să venim cu tine. Să fim alături de tine. Nu ne-a forțat nimeni să ne luăm după el. Harta? Uite aici. Hai să verificăm traseul. Am dat filinar mai aproape. Deci, Valea Prahovei până la Brașov, apoi prin pasul Oitu spre Bacău. E bine? În loc să mergem comod cu autocarul, să mâncăm, să dormim ca oamenii, umblăm ca disperații și împingem la pedale. Mi-e o sete după peștele ăla de nu mai pot. Maria, n-ai niște apă să-mi dai? Am niște apă tonică, vrei? Vreau. Ai bea un pic să-ți vină inima la loc. Ești cam pesimist responsabil cu râsul, păi ce ne facem? Uite că-mi declin responsabilitatea. Oh. Las râsul în seama curcilor, numai că nu o să râdem noi de ele. O să râdă ele de noi. Hai, bea și lasă fasonele, hai. Uite că nu beau. Oh. Ion. Da. Mulțumesc, Maria. Traseu grozav. Grozav ar fi să ajungem acasă. Sute de kilometri pe bicicletă, eu nu rezist! Nu rezist! Thor Heyerdahl a străbătut oceanul cu o corabie de papirus. Nu ți-e rușine așa un pic? Tu, cu mușchiuleții tăi olimpici, nu o să străbateți voi o parte din țară pe biciclete? O să o străbateți. Sigur că da. Să ascultăm ce spun copacii când se lasă înserarea și-n veșmânt de argint se îmbracă iarba, crengile, cărarea. Să ascultăm ce spun copacii când sub tainic văl de noapte primit unul către altul zvon de aripi, murmur șoapte. Poate nor legă la doruri ce-au fost cândva și-n frunze și-au lăsat freamătul. Ori poate aflăm un gând ce-și urcă din adânc mângâietor spre noi cântecul. Thank you.
Ioane, scoală-te! Maria, Silvia, Struțule, a dispărut Jenica! Oh, ce s-a întâmplat? Uite, bicicleta e, hamacul nu mai este! Jenica! Jenica! Maria, scoală-te! Jenica! 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 Maria! Jenica! Cine m-a strigat? Ce s-a... Bogdane? Bogdane, ce s-a întâmplat? Jenica! Jenica! Nu vezi că nu mai e Jenica? Cine nu mai e? Jenica! O fi în pădure, Bogdane. Augurii. Am plecat la mama și la tata. Ai grijă de bicicletă. Umflă-i roata din față. Să-i umflă roțile, Jenica. Jenica! Vino cu noi, vino cu noi, viața-i sărbătoare. Vino cu noi, în Caraibii, să alergăm cântând. Vino cu noi, vino cu noi, dau grădini în floare. Vino cu noi, pe drum de vis, să alergăm cântând. Către n-am noi vețe la porni, clipa o schimbăm în infinit. Tinerețea noastră va cânta, prietenia face dragostea. Vino nu mai sta însingurat, vino avem atâtea de aflat. Gândul nostru a pornit în zbor, către frumusețe călător. Vino cu noi, vino cu noi, suntem primăvara. Vino cu noi, vino cu noi, ce va tăinui. Vino cu noi, vino cu noi, soarele divinii. Vino cu noi, vino cu noi, lumea va flori.